doliu în lumea medicală. Unul dintre cei mai mari medici ai României a murit. Medicul Ioan Munteanu, cel care a realizat prima fertilizare in vitro în România, în anul 1995, sublinierei care în anul 2001 asista la nasublinierea primului copil prin fertilizare in vitro la un om de 50 de ani, a decedat la vârsta de 80 de ani. Medicul Ioan Munteanu a fost un deschizător de drumuri în medicina din România. În anul 1961 absolvea Facultatea de Medicină din Timp subliniere oara cu media 10 subliniere i a fost un pionier în domeniul reproducerii umane asistate la Clinica Universitară de Obstetric, Ginecologie Bega din Timp subliniere oara. Din 2004, Ioan Munteanu era membru de onoare al Academiei Române. În 1995 realiza prima fertilizare in vitro din România sublinierei în fiindcă se organiza primul centru chirurgie laparoscopic sublinierei fertilizare in vitro din cara noastră. Un an mai târziu, în 1996, aducea pe lume primul copil conceput prin fertilizare in vitro din România. În acelea subliniere Ian efectua primul embriotransfer la mamă purtătoare. În 2001, profesorul Ioan Munteanu asista la nasublinierea primului copil prin fertilizare in vitro la o mamă în vârstă de 50 de ani. A fost omul care a condus echipa care a făcut prima fertilizare in vitro din România. România era la momentul respectiv a 18-a țară din lume care folosea tehnica de reproducere umană asistată în tratamentul fertilității sublinierei. De asemenea a creat centrul de chirurgie laparoscopic sublinierei histeroscopic de la maternitatea Bega, care este unul dintre cele mai performante moderne sublinierei reprezentative pentru România în întreaga lume. A condus Clinica Bega 31 de ani. Din 1987 până în 2008, a fost medicul cu cea mai laborioasă activitate medicală sublinierei chirurgicale. A fost omul care 100% a schimbat radical percepția despre obstetric, ginecologie în timp subliniere oara sublinierei în România. A condus Societatea Națională de Obstetric, Ginecologie în 2 mandate. A stabilit lecturile după revoluție sublinierei, a înființat Societatea Româno-Maghiară sublinierei Româno-German de Obstetric, Ginecologie. A organizat congrese sublinierei internaționale la Timi subliniere oara sublinierei în alte ora sublinierei. A format câteva sute de medici, iar cei mai apropiați colaboratori ai săi sunt în continuare acum la maternitatea Bega. Peste 50 de ani a lucrat în sistemul medical, a declarat, pentru Newsro. Profesor Dr. Marius Craina, managerul Spitalului Județean Timp subliniere oara. Profesorul Ioan Munteanu s-a stins la vârsta de 80 de ani. El va fi înmormântat marți, în cimitirul din Calea Agului, la Timp subliniere oara.